În cadrul conferinței de presă care a avut loc astăzi la Consiliul Județean Argeș, au fost semnate contractele pentru continuarea lucrărilor la unele proiecte ce așteaptă de mai mulți ani finanțare. Acestea acoperă o paletă variată de domenii, printre care alimentarea cu apă, canalizarea, modernizarea școlilor și infrastructura rutieră. Sunt următoarele puncte pe ordinea de zi la conferința de presă. Este vorba de ordonanța 28. Am invitat astăzi primarii titulari de contracte să semneze aceste contracte cu Ministerul Dezvoltării. Suntem printre primele 5 județe care reușim să semnăm aceste contracte și vom aduce bani din nou în județ. Este vorba de aproape 15 milioane de lei pentru lucrări de apă, canalizare, începute și cu un stadiu de peste 60-70%, este vorba de unități școlare, de piețe, de construcții administrative. Fiecare din primar va fi aici în fața dumneavoastră și va semna contractul și vă poate răspunde la întrebări. Finanțările care nu vor putea fi asigurate prin ordonanța 28 mai au o șansă la rectificarea bugetară. Pentru rectificarea de buget avem câteva priorități importante. Vor fi în primul rând unitățile școlare, începute prin programul din 2007 și sper să reușesc să trecem pe această listă împreună cu colegii mei cât mai multe unități școlare, celelalte construcții administrative și, bineînțeles, finanțarea în continuare a acestor lucrări de investiții. De asemenea, o să facem toate demersurile să reușim să prindem pe această listă și lucrări de investiții noi.